Consiliul Local Sighetu Marmației a respins vânzarea unei parcele de teren din apropierea aleei pietonale Corneliu Coposu. Proiectul de hotărâre inițiat de primarul municipiului Sighetu Marmației privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil în suprafață de 30 de metri pătrați situat pe strada Bogdan Vodă numărul 18 din municipiu a fost dezbătut în ședința de Consiliu Local de la sfârșitul lunii septembrie, însă nu a trecut de votul aleșilor locali. Situată în zona parajului, proprietatea mediului municipiului Sighetu Marmației. Aveți să fie toată documentația. Restul de domnia citată a fost stabilit potrivit expertizei la suma de 3.339.000 de euro. Chimanii de mânie la cursul de nevegat a judecării. Acest proiect de hotărâre a mai fost pe ordinea de zi în vechiul Consiliu Local în urmă cu un an și jumătate, un an și 4 luni aproximativ. Când nu a trecut la vot, atunci Comisia de Buget Finanțe de Anuncea, prezidată de altcineva, dar din care făceam și o parte, a adus un amendament la proiect în sensul că suntem de acord cu concesionarea respectiv sau închirierea acelui teren. Nu suntem de acord cu vânzarea orașului, municipiului Sighetu Marmației pe bucăți, parcele mici, parcele mari, mai ales în zonele centrale. Este vorba de 30 de metri pătrați, situați în vecinătate, în adiacența, o să vă rog, stimați colegii mei de atunci, în imediata vecinătate a pietonalei, plus că acolo se va construi acum, că am votat astăzi, toaleta publică va îngreuna accesul dacă se va face o construcție adiacentă, clădirii care există astăzi. Și legat de prețul de pornire 16.000 de lei, 30 de metri pătrați în centrul orașului, nu vă supărați, oricare de aici, dacă va cumpăra. Își va pune un singur frigider și o tonetă, un frigider de un congelator de înghețată și un frigider de sucru și într-o lună sau două de zile și-a scos bani. Au dat vedere ce grup de turiști se va. Comisia de Buget Finanțe, acest proiect, a piscat bine dezbateri. Eu personal m-am opus vânzării. A fost posibil de acord cu concesionarea. Au fost 1.500-2.000 de lei pe lună. Putem stabili discuta. Respectiv s-au făcut alte propuneri de creștere a prețului. Domnul Petrova, dacă dorește să ne țină amendamentul din comisie să ne spună prețul pe care l-am dat. O să au fost mai multe, n-am ajuns la niciun consens legat de acest proiect. Da, amendamentul a trecut, dar până la urmă nu am ajuns consens, înseamnă că toți avem același punct de vedere, da? Eu voi să completez un pic și știți, vă rog, nici eu nu sunt de acord cu vânzarea bucăța municipiului și a terenului din Sighetu. Sunt împotrivă. Însă, trebuie să facem o diferență, clar. E utilă suprafața respectivă. Suprafața care ați menționat-o nu e lângă adiacente. E în spate, nu poate să servească în niciun scop municipalitatea. Și atunci propunerea mea a fost în felul următor. Dacă valoarea în care a venit evaluatorul a fost de, nu știu, 100 de euro metru pătrat, am zis primul municipalitatea nu se folosește nici de cum de acel teren. Însă, dacă solicitantul vrea să-l cumpere, atunci am să-i oferim spre vânzare la un preț de 25 de ori mai mare decât prețul pieții. Acesta se poate la ce așa vrea, acest proprietar. Consiliul Local poate, atenție, Consiliul Local poate să impună prețul de pornire. Da? Exact. Poate să impună un preț de pornire și de 10 milioane de euro, dacă așa consideră Consiliul pe metru pătrat. Nu asta contează. Se poate impune, da? Prețul poate de pornire poate fi majorat, nici de cum diminuat față de raportul de evaluare. De aici se poate porni la o negociere. Domnule Petrova, dacă ați urmărit cu atenție și stimați colegi, doamna Tamara, dacă vă rog, doamna Tamara, vă rog. Dacă urmăriți cu atenție
proiectul noi toalete publice, pe acolo este accesul la toaleta publică. Dacă ai înstrăinat acel teren, vei avea un acces foarte îngustat către toaleta publică. Eu vă invit pe toți consilieri să vă pe proiect unde sunt garaje, unde sunt acces, uitați-vă pe proiect. Se îngustează, n-am spus că îl blochează, am spus că se îngustează. Nu am spus că îl blochează, deci nu le elimină. Plus, revin cu ideea. Nu, eu personal, și cred că și alți consilieri, nu suntem de acord cu vânzarea niciunui metru, indiferent de preț, din bunul municipiului Sighetul Marmației, sub nicio formă. Dacă e vorba de terenuri, de exemplu, sub o casă, deja locuite, cum am avut situație, nici nu se pune problema de așa ceva. Dar nu bucăți din zona centrală să le vindem. În 30 de ani de zile, în această țară, s-au vândut fabrici, s-a distrus tot, totul s-a vândut și a rămas fără nimic. Și municipiul, văd că continuăm cu aceeași politică. Și vă declar public că sunt dezamăgit. Domnilor, vă declar public că sunt dezamăgit de faptul că domnul primar actual a venit în fața noastră cu acest proiect, în condițiile în care și fostul primar a venit cu un proiect identic și rezultatul s-a văzut. Ce spune, domnule primar, sunt dezamăgit. De mine mi se răspund. Este o societate de persoane juridice din municipiul Sighetul Marmației și potrivit organizativ sunt obligat să vă la conștiință consiliul local. Consiliul local este cel care oferește vânzarea, închirierea, construcția sau de bunuri prezente. Eu nu pot să stau cu societarea prime credite în buzunar sau sunt prea acasă, riscăm să... Dar dumneavoastră, ca și consilier, veți hotărâi că nu aprobați proiectul de hotărâre pe care l-am supus, ce va feri, nu este nicio problemă. Am înțeles, mulțumesc pentru lămurire. Și noi vă mulțumim președintele Comisiei de Urbanism, domnul Mihal Gurila. Și eu, bineînțeles, acea punct de vedere al domnului Iuga, Negativ. Mulțumesc. Președintele Comisiei Juridice, domnul Gabriel Petrovară, mă rog. În lumina celor precizate acum de către colegii mei, sunt de acord cu criticile aduse acestui proiect de hotărâre. Noi am dat un adus favorabil. De principiu, bineînțeles. De legalitate. Însă, adevăr, prețul licitației publice, prețul de pornire, mi se pare foarte mic, centralitate tonală, punctul 0 al Sighetului, undeva 112 euro metru pătrat. Din câte mi-aduc aminte, această persoană a cumpărat terenul pe care și-a edificat construcția cu 60.000 de euro, dacă nu mă înșel, poate dacă știți foarte informații. Peste 700 de euro. 733. Deci a cumpărat în prima de 60 de metri pătrați cu acea sumă. Mi se pare mult prea mic prețul pe care îl oferă pentru această suprafață de 30 de metri, indiferent că se află în locul de care care propune evaluatul de exact. Deci, la acest punct de vedere, nu știu, acolo mi se pare mult prea mic. Vă mulțumesc. Cu permisia noastră, o să dau cuvântul reprezentantului Comvest, cel care a fost solicitat. Și dacă mai sunt alte persoane care doresc să scrie la cuvânt, după aia. Bună ziua, ales cuvântul. Sau bună seara, tuturor, în primul rând. O să iau cronologic. În primul rând, în luna octombrie 2019, am depus o solicitare în care solicit dezmembrarea în vederea cumpărării a terenului respectiv. În aceeași lună, data 31, prin hotărârea 61, din 31 octombrie, unanimitate, o parte din domnii consilieri care erau și atunci prezenți, au votat dezmembrarea în vederea vânzării. În urma care am fost solicitat să plătesc dezmembrarea, să plătesc evaluare și să mă pregătesc să particip la licitație. Totodată am luat decizia de a schimba funcțiunea clădirii pe care știți, din spații de birouri în spații de cazare și un bistro sau un cafebar la parter. Decizie pe care n-aș fi luat-o în caz contrar, pentru că spațiul e foarte, foarte mic și nu pot să-mi desfășor activitatea pe care mi-am propus un spațiu existent.
am nevoie de 10-12 metri în plus în spatele clădirii, nici de cum n-are nicio legătură cu partea unde se construiesc toaletele. Am câteva imagini aici pe care nu știu dacă e suficient de clară. E vorba exact în aliniament cu spatele clădirii, paralel cu magazia chiriașilor primăriei, respectiv romii de acolo. Acum, nu știu dacă e posibil să ne jucăm. Dezmembrăm, plătește, formă, stai puțin, că nu-ți mai vinde. Mi se pare... Dai în judecată Consiliul Local și ce... Mi se pare... Da. Și vă dați dumneavoastră garanțiile astea, că a spus, ați făcut să suportați dezmembrarea. Și vă dați dumneavoastră atunci, spuneți, și vă dați garanție și vă puteți cumpăra. Nu e nicio garanție, la faptul că s-a votat în anonimitate dezmembrarea în vedere de vânzării la solicitarea mea. Eu nu cred că careva din posibil, înseamnă... de atunci, v-a spus dumneavoastră să plătiți o dezmembrare. Îți pare prima destul de gravă care o face. Dar în ce scop s-a dezmembrat? În ce scop s-a dezmembrat? A fost în posibil și a votat dezmembrarea în vederea vânzării. Există CF? Pe cei 30 de metri pătrați, nu te zonă privat. Zic că tot facem dezmembrări și ești pentru cine le faci. Și nu. În 2019 să fă asta. Nu. Da, în 2019. Să vă lămurez la întrebarea asta. Dar n-am votat de către actualul. Nu, ascultați. În 2019, atunci a fost o concluzie, domnul Scubli, mă rog, intenționat sau neștiind, a zis că e nevoie de acea dezmembrare pentru construirea viitoarei toalete publice. Într-adevăr, nu a fost foarte atent la toată documentația, erau mai multe proiecte, erau documentație stropoasă, este procesul de bani atunci în care domnul Scubli asta declară. Și normal că nu s-a pus nimeni. După aceea au venit cereri care lipseau la MAP, nu există cereri la firme respective, că dorește să cumpere. Scopul dezmembrării pur și simplu un proiect de hotărâre, când votăm foarte multe cadastre, a trecut printre multe cadastre, fără să-i fi știut scopul. Exact. Când am întrebat în ședință, domnul a fost primar Scubli, a spus că este pentru nevoia aceasta dezmembrare pentru viitoarea toaletă publică, ce tot acolo trebuia construit, încă din vechiul mandat. Îmi pare rău, asta e o dezinformare. O fel ca și azi... Domnul, e o părere de asta personală, o să vă rog să nu intră pe cont aici. Deci eu vă spun exact, este procesul. Vă rog să este bine, că am cuvântul, dați-mi voi să vă răspund. În calitate de consilier local, pot să intervin. Vă rog, continuați. Nu-mi spuneți dumneavoastră când să vorbesc. Nu, dar nici dumneavoastră nu mă întrerupe și nu mă lăsați să vă răspund. Continuați. Ce facem aici? Cine sunteți dumneavoastră să mă lăsați? Nu, 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 să vă rog să vă vedeți, să vă stați în limite mine. Rămâie limite rezonabile. Dați-mi voi să vă răspund și apăsați pe nicio consilie. Vă rog să lăsăm să termine ce are de spus, după care intervenim punctual fiecare. La fel ca și azi și data trecută, există o solicitare de consiliul local foarte clară. Ceea ce spune domnul consilier, o dezinformare, ca să nu-i spun minciună, n-are nicio legătură cu toaleta publică. Scrie foarte clar, solicitare de dezmembrare cu vederea vânzării, în scopul construirii unei anexe. A stat la baza dosarului care a fost văzut și votat sau nu de comisiile respective și nu a invitat de consiliul local în vederea dezmembrării. Nu. Domnul Șerban, mai vreți să adăugați ceva, domnul Codra? Da. Da. Vreau să fac două precizări, dacă vi se pare important sau țineți la orașul ăsta. Înainte să construiască pe teren respectiv, impozitul care se plătea la primărie era de 80 de lei. Astăzi este 4.500. De când funcționeze 3 luni de zile, am plătit peste 15.000 de lei taxă la ANAF, pentru angajați și impozite pe profit. Am 6 angajați. Dacă eu pot să extind cu 10 metri pătrați, 12 metri pătrați, mai am 6 oameni care așteaptă pentru angajare. Dacă lucrurile astea mi se pare lipsite de importanță, îmi cer scuze. Din păcate, afară... firma. Poftim? Din păcate, arată cu profit firma. Firma mea? Da. E pe profit. Are cifre de afaceri de 500.000 de euro pe anul 2020. Nu mă voiam să știu, așa că ai zis de angajat. Nu-i pe pierdere, nu. Se poate fi. Nu, domnule, am și o întrebare. Nu, am și o întrebare. Cu concesiunea dumneavoastră ați fi de acord, vi s-a propus formula concesiunii? Nu mi s-a propus. Nu, mi s-a propus. Eu nu știu. N-am ajuns în ședință și nu știu de decizia comisiei de finanță. Nu știu de decizia de comisiei de finanță la care face referire. Nu mi-a propus. Dar nu știu, 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 dar nu știu,
Cuvântul meu va fi foarte scurt, dar nu pot să mă abțin. Astăzi îți dau niște lucruri acum. Să înțelegem că vechiul primar Scubi modifica cuzul după cum veneau cererile de la persoane private? Nu pot să modific. Nu? Să vă mai dă niște lucruri. Nu înțeleg. Ziceam că poate să spune. Nu, nu, nu. Din calitate de consilier local. Deci, dacă noi, adică și dacă noi celălalt consilier au considerat că această suprafață de 10 metri, 15 metri, 30, sau 30 de metri se poate vinde și dânsul solicită ca noi să o vinde, asta nu înseamnă că dacă acolo s-a pus acum 15.000 de lei, s-a pus. Noi putem lua prețul corect și dacă noi deci, nu avem nevoie de acest spațiu. Domnul ascultat și ce zic eu, domnul colegi, nu-i voie să vorbesc. Da. Deci dacă noi considerăm că acest spațiu nu este necesar pentru noi sau pentru toaletă sau pentru ce e acolo și noi cerem prețul corect pentru municipiu, eu nu văd rostul de ce să îngrădim acest om să nu mai facă o anexă acolo și să aducă niște bani în plus la Consiliul Local, la bugetul local. Noi trebuie să gândim omenește pentru cei care reprezentăm. Nu să-i tăi în pericol și tăi să-i primite și să-i... Asta e punctul meu de vedere. De acord, domnul, vreau de acord. Dacă vin banii, nu ești de acord. Dar dacă duci cineva o evaluare, care-i prețul? Asta ce nu am făcut trei evaluări. Nu dumneata, nu eu am făcut cineva la banii primării, o evaluare ca așa. Am făcut și toată evaluare pe baza legii. Și avem un raport de evaluare 6.5.3.8, pe cea o domnul Vesciunul, numit de pe evaluator autorizat, inginer Bram, Mare Dorin, și care a fost comunicat în marul dat cu 1.332 euro, valoare integrală. 16.000 de lei și ceva. Nu dați-mi 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 și ceva. Deci, nu dați-mi și ceva. Nu dați-mi și ceva. Deci, nu dați-mi și ceva. Deci, nu dați-mi și ceva. Deci, nu dați-mi și puteți propune o altă sumă. Deci, ce vrea citați? Vă spuneți. Pe metru pătrat sau... Eu în comisie de bugete finanțe, poate că am exagerat, că am spus 2500 de euro pe metru pătrat. Probabil e exagerat, da? Dar domnul este eu... E probabil, sigur, nu e corect. E probabil. Domnul Iucar, ascultați-vă. Există proces verbal din 2020, doamna Ivașcu a fost consilier, domnul Tomș a fost consilier, domnul Mihai a fost consilier și nu știu, dar sper să nu mai arătesc pe cineva, doamna Bereș a fost consilier, în care există amendament propus de către consilier local pentru schimbarea văzării cu concesionare pe 25 de ani la suma de 1.500 de lei. Amendament care a aplicat la vot. După care a picat întreg proiectul de vânzare la vot. Deci a fost și varianta cu concesionare, varianta pe care cel care a depus cererea să o cumpere nu este de acord. Sunteți de acord? Sunteți de acord să-l concesionăm? Sunteți de 5 de ani în loc să-l vindem? Ce faci? Pe baza legii. Deci să... Nu, dar s-a făcut o referire... Luați în primire, concesionare, 25 de ani. Deci